ca să sculpteze lemnul. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, el a început întâi prin a face sculptură în lemn la Școala de Arte și Meserii. Și singurul muzeu din lume care prezintă din ceea ce veche paleolog, primul critic important al operei lui Brâncuș, denumea perioada artizanală, muzeul deține două piese pe care le și prezentăm în expunerea permanentă. E vorba de un scaun colțar și o casetă, o casetă de bijuterii, de amintiri, de corespondență, așa cum încă se mai foloseau la sfârșitul secolului al XIX-lea. Aici se discerne maestria unui adevărat titan. Bun. Apoi... Aici e o perioadă embrionară. Exact, dar vorbeam de rolul pe care îl joacă Craiova în cunoașterea operei lui Brâncuș. Pentru oricine care vrea să studieze opera lui Brâncuș și să vadă cum el a ajuns de la acest artizan, acest meșteșugar aproape desăvârșit în cei 4 ani de la Școala de Arte și Meserii până la celebrele sale Nu de Băiat, Capul de Fată, Vrăjitoarea, făcute în lemn de nuc, nu... pare inexplicabil, pentru că în toată evoluția artei sculpturale a secolului 20, noi nu mai întâlnim sculptori în lemn de nivel internațional. Deci, care ar fi explicați? Deci, un om plecat din zona subcarpatică, acolo unde lumea trăiește, se înfrățește cu copacul, îl are alături tot timpul, acolo unde își cioplește toiege ca să meargă pe câmp, să aibă un ajutor la mers. Nu face parte din natură, exact. Să regăsește. Să ajungi de aici, apoi să faci o serie de obiecte de uz, să știi să le sculptezi, să ai acea măestrie și acea să posezi deja meseria de a lucra în lemn, care este extrem de dificilă, pentru a ajunge după aceea să faci artă prin sculptură în lemn. Se spune că și Brâncuș, atunci când se afla la acești negoștori, Zanfirescu sau Ionescu, ar fi sculptat o vioară dintr-o lădiță de portocale. Da, ar fi cioplit. Povestea sigur este adevărată. De aceea, metaforic vorbind, noi putem să spunem că Brâncuș, artistul Brâncuș, a început cu un cânt, adică cântul viorii pe care l-a făcut și a câștigat pariu și banii respectivi. Zanfirescu i-a plătit pentru a intra la Școala de Arte și Meserii și și-a încheiat întreaga creație artistică tot cu un cânt. Pentru că ultima sculptură la care a lucrat îndelung a rămas lucrarea în gips de mari dimensiuni în atelierul său, este Cântul Cocoșului. Dar să mai revenim la ceea ce înseamnă Craiova. Vedeți, în The Insignia Project. I've seen a handling system like this before, but not on a car. The lights have some kind of auto-dip sensor. They can adapt to impossible conditions. What else can it do? Insignia. Ca
Casa David, confort de 4 stele. Într-o ambianță plăcută, elegantă și cu stil, Casa David pune la dispoziția turiștilor camere duble și matrimoniale mobilate modern, dotate cu televizoare LCD, internet, telefon, cablu și băi proprii cu jacuzzi. Casa David, casa în care vrei să te odihnești. Pentru rezervări sunați la 0351 463 464. Știm că timpul tău e prețios, așa că ne-am gândit la noi modalități de a-ți achita facturile RCS-RDS. La bancomatele Băncii Comerciale Române, MKB Romexpera Bank și ale Băncii Transilvania. La ghișeele MKB Romexpera Bank, ale Băncii Transilvania și ale Băncii Comerciale Carpatica. Prin serviciile Debit Direct al ING Bank și al Băncii Transilvania, Self Bank și Home Bank ale ING Bank. Internet Banking ale Băncii Transilvania. Prin virament bancar. Pentru aceste servicii, băncile nu percep taxe suplimentare. Facturile pentru serviciile contractate se pot achita în continuare la casierile RCS-RDS din orașul tău. Ia-ți! Aș... Am dori o cameră. Cât? 15, jumătate de oră? O oră? O noapte. O noapte? Închiriem sau vindem birouri clasa A, etaj plus parter plus demisol, construcție 2006, 620 de metri pătrați, facilități, sistem de climatizare, control acces, supraveghere video și parcare. Telefon 0752 26 47 34. Închiriem spații în clădirea societății Proiecte SA, strada Ion Maiorescu, numărul 10A. Telefon 0752 26 47 34. M-a sunat zilele trecute un prieten ca să mă întrebe unde se poate organiza în Brașov o întâlnire de afaceri. I-am spus că aici, la Casa Cranța, există un salon de protocol, un restaurant rafinat și chiar o bibliotecă. Peste o săptămână m-a sunat din nou. Încheiase afacerea vieții. Să vă mai spun ceva. De câte ori vin în Brașov, stau numai la Casa Cranța. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafiură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafiuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Ne descurcăm sigur. Ne ajută prietenul meu. O perioadă de timp puteți să la el. N-ai încă de mine? Ba da. Deja ți-am găsit un post de chileriță. E frumoșică, o să faci bani cu el. Sper. Ne vedem la gara, de acolo e a ta. Traficul de ființe umane se poate ascunde în spatele unei fețe prietenoase. Când consumi droguri, există două variante. Te convingi că drogurile nu duc la nimic și continui? Sau te convingi într-o zi că drogurile nu duc la nimic și te lași? Dacă ai o problemă cu consumul de droguri, centrele de prevenire, evaluare și consiliere antidrog există pentru a te ajuta să poți alege a doua variantă. Deschide ochii. Agenția Națională Antidrog. Un proiect finanțat și susținut de Uniunea Europeană. O, mâncarea mea preferată, veveriță! Ah,
mâncarea mea preferată, Veveriță. Cum mă răspesc după mine. Veveriță. Alimentație cumpătată și echilibrată crește speranța de viață. Alege puțin din fiecare. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Evoluția artei românești, un moment deosebit, a fost și deschiderea unei mari expoziții în Palatul Jean Mihail de la Creva. Este foarte adevărat, Brâncuș era cunoscut, a încercat să țină legătura cu țara. De ce spun lucrul acesta? Spre exemplu, o parte din lucrările care se află în colecția Muzeului de Artă din Craiova, cu ele, spre exemplu, a participat cu orgoliu la salonul oficial din 1910, unde a luat și un premiu. În 1910 a expus sărutul, da, cu denumirea de capitel, și o să mai revenim asupra acestei denumiri sau fragment de capitel, la expozițiile tinerimii artistice, a participat cu lucrări la expozițiile contemporane. Deci el până din 1910 și până în 1932, el a fost prezent în viața artistică a României. Dar, pentru prima dată, lucrările sale, mai multe, erau prezentate în marea expoziție. Și am aici, am adus special pentru telespectatori, catalogul expoziției Săptămâna Olteniei, care a avut loc între 24-30 octombrie 1943. Cine au fost organizatorii? Organizatorii părții artistice a fost veche paleolog, iar academicianul C.S. Nicolaescu Plopcior a fost cel care, curatorul, de fapt, întregii expoziții, pentru că ea a fost și documentară, și etnografică. Bun, la secțiunea a 10-a, denumită din pictura olteană contemporană, apar cele trei lucrări ale lui Brâncuș: Sărutul, Cap de copil și Capul de fetiță sau Orgoliu. Și aș dori să spun telespectatorilor câteva din numele care expuneau atunci în Muzeul de Artă din Craiova. Și pe care le regăsim și acum? Adică în Palatul Jean Mihail, că nu era. E vorba de Jeana Baculescu, o pictoriță extraordinar de talentată, dar puțin cunoscută doar în zona Oltenii. Horațiu Dimitriu, Eustațiu Stoienescu, Gheorghe Teodorescu, Romanați, Sever Burada, alături de Brâncuși, Mircea Olarian, Aida Petrarian, iarăși un nume, surprinzător, iată, în 1942, veche paleolog selecționează o marină de Ion Țuculescu, alături de lucrările lui Brâncuș. De fapt, este prima întâlnire într-o expoziție între Ion Țuculescu și Constantin Brâncuș. Ion Stăncescu Giovanni, coleg de generație cu Brâncuș la Școala de Arte și Meserii. Radu Drăgoescu, un artist căruia noi am făcut o expoziție retrospectivă și sperăm ca publicul să mai întâlnească cu creația domniei sale. Și, bineînțeles, tânărul Jean Nițescu, pe care l-a sprijinit Eustațiu Stoienescu. Iată, așadar,
Cam acestea erau numele reprezentative la 1943 pentru arta din zona Olteniei. Domnule director, pentru că ați adus aminte de aceste capodopere ale lui Brâncuș, o parte dintre ele se află în acest... Exact.